Așa cum a promis în doi la conferința de presă, premergătoare meciului cu ASEA Târgu Mureș, CSU a săpat tranșee în fața porții lui Bălgrădean. Mureșenii au intrat blazați pe teren și au jucat lent și previzibil. Nici craiovenii nu s-au avântat în atac, fiind conștienți de forța adversarului. A rezultat un meci urât cu puține faze de poartă, în care punctele au fost pe primul plan. Au intrat toate trei în tolba grupării din Bănie, datorită inspirației și experienței lui Curelea, care a scos un penalti în minutul 26 transformat de Brandan. După trei etape câștigate și o victorie în Cupa României, Cârțu zâmbește din nou. Trei puncte pe care ni le doream așa cu ardoare. Nu cred că a fost un spectacol deosebit, dar trebuie să înțelegeți că și situația în care noi suntem la momentul ăsta creează așa, preocuparea noastră de bază este să recuperăm din ceea ce s-a pierdut în trecut și în același timp să acumulăm puncte ca să, eu știu, pentru viitor să avem o altă stare de spirit când abordăm și noi meciurile respective. 9 din 3 meciuri și fără gol primit, e un lucru bun. Stau să mă gândesc că nici adversarul n-a avut așa niciun fel. Sigur, a fost o presiune care au pus-o, dar pe un joc așa fără prea mare orizont și nu ne-au avut nu știu ce ocazii. De partea cealaltă, antrenorul mureșenilor a recunoscut că a venit la Craiova să facă un joc nul, iar această tactică a fost una falimentară. Din păcate am întâlnit o echipă care s-a apărat foarte bine, a făcut un joc defensiv foarte bun și cred că mare parte din joc am controlat-o ca posesie, ca joc, dar din păcate n-am reușit să fim și eficienți, pentru că cei de la Craiova s-au așezat bine în jumătatea proprie, au acceptat dominarea și din păcate n-am reușit să ne creăm. Că sunt situații de gol. Cu 11 puncte acumulate, craiovenii au sărit în numai 3 etape de pe ultimul loc pe poziția 10-a în clasament. În etapa viitoare, CSU joacă împotriva formației Dinamo, echipă ce vrea să câștige titlul.